Alu, e ceva. Are ceva joc în el. Salutare duleilor și bine ați venit la Coasta de Est. În clipul trecut vă spusesem că nu prea am discutat noi în ultima perioadă despre probleme pe partea de injecție, pompe, chestii, că noi vorbim despre galerii, consumuri de ulei. Nu știu cum s-a întâmplat, chiar nu știam că urma o astfel de lucrare. S-a confirmat o lucrare, azi o să vedeți problemele de pe partea de injecție și rezolvările. Dar până să băgăm mașina, intrați repede pe pagina de Instagram a prietenilor de la anvelope.ro pentru că au de dat un voucher de 500 de lei. Și oricum a început sezonul, așa că cred că o să pice bine voucherul ăla. Hai să băgăm mașina! Bună dimineața! Bine v-am găsit! Ziua! Ce mai faceți? Asta aminte, vreau să menționez ceva pe adresa Coasta de Est. M-am întâlnit ieri. Nu, alteri, sâmbătă, cu un fan. Și vreau să-l salut personal. Cred că avea în jur de vreo 4 ani. Și a zis, tatălui zice, uite-l pe Vale de la Coasta de Est. Am auzit ceva, dar de cum? Poate mi se pare. Și la un moment dat, aștept, aud un zgomot și mă uit în spate. Vine repede, tic, 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 tic. Și era atât fanul. Cam așa. Și zice, salut Vali! La Coasta de Est. Și am salut și am dat noroc cu el. Salutări! Bun. Deci, avem aici un cod de motor. Gheorghe Fane Horia. Asta e codul de motor. Așa le denumesc eu. Și avem deschibat injectoare. Filtru de motorină. Pompă de înalte. Și rezervor de curățat. Am sunat la pompa Giu și am vorbit să mă sfătuiască un pic. Știu și eu să fac chestia asta, că am mai făcut-o ani de zile, dar totuși câteodată un refresh te mai poate ajuta cu un sfat. Și mi-a recomandat să dau jos rampa de înalte, să o desfac în capete, căci că se strânge în capete foarte mult. Bine, modelul ăsta are doi senzori. Are regulatorul și în capul ăsta senzor de presiune. El nu știa de care e exact omul. Se-a referit că în capul ăsta adună foarte multă pilitură să desfac capetele. Oricum o dau jos, eu curăț. Și o să începem să demontăm, să curățăm, să montăm, montăm injectoarele, rampa, pompa de înalte și după aia traseul de alimentare cu motorină tur-retur va trebui suflat cu motorină nouă în rezervor, scoatem din rezervor toată motorina și vom adăuga motorină nouă și vom spăla, vom clăti de făcute ori rezervorul. Pentru a elimina orice micro span din pompa de înalte. Gata, am tras-o la semne, am calat axa, vibrochenul la OT sus și în momentul ăsta desfacem, am slăbit întinzătorul și desfacem pompa de înalte. Nu dăm jos distribuția la modul fulie, vibrochen, la, că nu are rost. Corect. Noi avem treabă decât aici partea de sus și atunci automat distribuția doar atât se desface. În și când o pui la loc, pui la loc la da. Semn ce e. Atâta tot, da, exact. Tam, 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 tam.
Bă, e un meniu. E un meniu de plus cu băgi. E un meniu cu primire specială, cu tot ce trebuie. În seara asta. Ce îmi place să văd așa. Tot nou. Deci aici ai 4 pompe de injecție și aici un injector. Un injector. Da. Bă, la lucrări de genul ăsta îmi dau și cater nou, nu mai ai la defigilare. Vezi că ți l-a dat palat în spatea lui. Eu la ținea de sărbători. La sărbare. Păi la așa ceva. Merită, nu? Ma, ce mi-e dor să mai văd și o pompă nouă. Vezi și instrucțiunile. Wow, cu mine. Asta e pompă. Așa okay. O pun cu totul? Da, da. Arunc cu Bogdan acolo. Păi nu, e cu tot cu garnitură. Cu tot cu... A, cu tot cu garnitură, am înțeles. Asta pot să-l desfac eu și desfaci tu restul. Aici avem un filtru de combustibil. Ok. Și acolo ceva care... Multă lume plânge după așa ceva, chiar și eu uneori. Patru injectoare noi nu se compară niciodată. E vid. E vidată. Păi unde îi ții cateră? Aia. Deja l-a pierdut Bogdan. Nu, ce? Eu știu unde le pun. Adică... A fost așa subtilă un pic. Mirația nu. Asta e ca să pun poziționarea semnului, senzorului la loc. Când îl montez, știi? Păi nu, că trebuie să-l învârt, trebuie să-l așez și e greu. Ora 12. Trebuie să ajung la ora 6, da? Da, îi duci diametral opus. Ok. 1, 2, 3. Bun. Și acum ar trebui mers în spate, nu? Da, hai să luăm lampa asta. L-ai pus nou? Ce-a plecat? Ui,
Merge. Vreau să mai aduc motorină în partea asta. Du-te acolo să vezi ce se întâmplă. Ce trebuie să fie turul. Da. Vine încoace. Mhm. Asta trebuie să fie sorbul care este... filtrul pompei. Care este murdar. E ceva. Mhm. Are ceva jegă în el. Da, mai are și acolo un pic să o spălăm. Bun, hai să începem cu ăsta primul. Așa, dăm deoparte. Ai uite ușor înainte dacă e uns? Aici e băgat. Acum, mai bine. Se schimbă sunet. Trebuie la 4. Și acum începe. Acum am pozat ca fiecare injector în ordinea în care le-am pus. O să băgăm codul de aici, aici, la fiecare. Ne mai dăm un bleeding încă o dată. Și am plecat cu injectoare noi, cu pompă de înaltă nouă. Deci kilometrii mașinii cât sunt? 176.269. În bord. În bord, da. Păi nu, atâta sunt.
Nu arată de mai mult. Mamă, dar cum merge mașina? Cât ca era, mă? 140. Ah, ok. 140, da. Are zvuc. Are zvuc frumos. L-am trimis și la Pompagiu. Și Pompagiu i-a zis același lucru. Schimbați, vă rog. Schimbați, vă rog, injectoarele. Schimbați, vă rog, pompa de înalte. Curățați sistemul de alimentare, rezervor, tot. Aveți pilitură, nu mai aveți ce să mai faceți. Ok, cum se ajunge să ai pilitură? Că nu sunt multe lucrări de genul ăsta în serviciu. Păi, să zici că e boala lor. Păi, pilitura ajunge de la pompa de înalte, în general. Din câte știm. Păi aia face pilitura, are tot felul de corpuri metalice care se freacă unul de altul ca să facă presiune. Da. Ok. Și ca să ajungă, înseamnă că nu mai are lubrifiere, nu? Sau ce? Păi nu, e prin motorină lubrifierea o face. Aha, și asta înseamnă că a mers cu... pe gol. Mai mult? Nu. Nu? Nu are nicio legătură că ai mers mai mult sau mai puțin, pentru că pompa de înalte are motorină atâta timp cât ai în rezervor motorină 2 litri, 7 litri, nu e... Și atunci o motorină foarte uscată n-ar mai lubrifia bine? Exact, e vorba de uleiul ăla care îl are, parafina din el, care trebuie să ungă pompa. Practic, în momentul când pui o motorină aditivată, zici, mama, am pus motorină de aia super bună, super tare, super... E, în momentul ăla, ungerea, ci că n-ar fi atât de ok. Din ce am vorbit cu mai multe persoane în domeniul sistemului de injecție, adică vorbesc Pompagiu, cuvântul clasic, majoritatea mi-au recomandat, să recomand la clienți, să nu punem mereu motorină super aditivată. Adică să faci o combinație, când și când. E, cum e, așa mai... S-a mai așezat softul arăbesc? Da, merge mașina relativ foarte frumos. Se aude frumos. Da, se aude foarte frumos. La început, până a început să-și învețe injecția, nu se auzea atât de plăcut. Dar până se calibrează timpii de injecție, automat are un mers mai ciudățel, să zic așa. Dar acum merge foarte frumos. Deci te spune că e chiar belea. Super bună. Bun. Este curat. E curat? Da. Pare să-i văd ceva pe el, nu? Vom pune alt filtru nou. Nu o să-l mai pun pe la vechi, pentru că e posibil să fie ceva adunat în el. Și pentru a fi sigur că nu distrugem ceva, îl schimbăm acum o dată. Cel mai corect. Am spălat paharul, e curățat. Ne vedem peste 300 de km. Vestitorii primăverii au venit din partea prietenilor noștri de la Deomax și zi tu de nu miroase primăvară. Nu, serios, miros de lăcrămioară. Da, exact. Dar e mirosul ăla de, nu știu cum să zic, de iarbă, e ciudat. E miros de lăcrămioară, efectiv, da. Miros de lăcrămioară. Pentru că nu ne-am dorit să se ajungă din nou în aceeași situație cu injectoarele și pompa, vom face noi primul pas. Apropo, încă o chestie utilă. Nu mai mergeți cu becul aprins, pentru că și asta e o chestie care dăunează pompei. Injectoare noi, pompă nouă, traseu curățat, rezervorul plin, soare afară. Dacă tot pleacă la drum, să fie și un voucher de ăsta de spălătorie și două de cafea. Și sincer, abia aștept să ne dați răspuns la o întrebare. Cred că o să fie super haios să citim comentariile. Scrieți și voi jos în comentarii ce dot au anvelopele voastre. Și ne vedem data viitoare, duleilor. Pa, pa!